Dacă v-ați întrebat vreodată de ce există pe străzi câte două trotuare, ei bine, pentru a traversa pe partea cealaltă, când din față vine unul ca băieții din Shatra Benz, care tocmai a lansat Trap Army. Cum o dau ei la fel? N-am nicio limită în cartier. Până nu ne aude garda, trebuie să te fumăm rapid. Oricum nu de două bine. Băieții de la Shatra Benz te taie. Unde sunt banii despre care dai cu ciocul? Am o lamă fină, fină, vin o să-ți închid botul până nu ne vede blocul. Dăm și... Sunt golani, înjură, stau pe străzi. Strada iubește mai mult decât familia. Cotul cum o dau că sunt golani, mamă n-o dau pentru bani, o dau de-n stradă unde vârta aceiași bani, unde n-ai deloc fan decât foame și invidia. Strada mă iubește mai mult decât familia. Eu m-am speriat de ei inițial. Nu te joci cu ăștia, frate. Dar după am zis, ia stai mă așa. Și m-am încordat puțin. Ce crezi că am făcut? Am intrat pe paginile lor de Facebook. Și ce crezi că am descoperit? Chilafonic, cel care te tăia. Tocu. Am o lamă fină, fină, vin o să-ți închid botul până nu ne vede blocul. Dăm și... Are profilul plin de poze cu frumoasa lui iubită, toate cu descrieri de genul Love You Sweetie și alte dulcegării. Oh. Nu ne vede dicotul cum o dau că sunt golan, mamă n-o dau pentru bani, o dau de-n stradă unde pute ce sunt golan, mamă n-o dau. Ține-i repăraș rău, ține-i pufi, așa, așa, pune lănțicul și gluguța de gangster. Te iubim, mă răule, anule Sweetie. Kid, care merge până în iad și te mănâncă dacă te joci cu el. În veșnic s-a stins, cum o dau merg cu tine până în iad, înapoi și după până în abis. Are profilul plin de poze cu cățelușul lui Mops. În veșnic s-a stins, cum o dau merg cu tine până în iad, înapoi și după până în abis. Dar ce ai făcut, boss? Păi în loc să te iam saf de ăla de rupă lanțul, tu ce-i căpec din ăsta? Dă sforul e mai tare ca aspiratorul. Că birmaneza mea de la țară, vrei să zic ceva? Toarce mai tare decât latrul ăsta, mă. Că dacă o aude chiopecul, se sperie, mă, și ia direct criză de aia de azi, că ăștia nu respire bine. Păi la ăștia nici nu le iei lesă, mă. Le iei direct tub de oxigen, drac. Nosfe, care e cu arme și băutură la bustul gol. Nu ies puțin, ca la Sneak of Style, boy, mai bea o sticlă de vin, să-mi revin. Pe Facebook e în cămășuță cu pătrățele, în bucătărie, cu simpatica lui bunică. Nu ies puțin, ca la Sneak of Style, boy. Lasă vinul, că ți-a făcut mamaia clătite și socată! Încalar mamaia pe el! Super Ed, care pare genul de slăbănoc dezaxat, gata să pună mâna pe scaun și să-i facă guler oricărei namile lucrate la sală. Execut orice beat, nu sunt și nu vreau să fiu. E băiatul cu față de elev bun, cu ochelari, cu plovăraș cu fermoar. Execut orice beat, nu sunt și nu vreau să fiu. Așa arată un elev model. Super, bravo, super Ed. Iar Luca Beats, băiat rău și el în clip, ce-i drept, el e numai cu instrumentalul. Ce să mai zici când îl vezi inofensiv cu botic de raț? Cum să te mai sperie băieții ăștia răi când îi vezi așa? Ți-e drag de ei, nu-ți mai e frică. Nu mai traversezi strada când vin spre tine. Îți vine să-i invizi la un activity, la o FIFA, la tine, vineri seară, cu nachos, cu tot ce trebuie. Băieți, să nu mă înțelegeți greșit. Îmi plac flow-ul și timbrele voastre vocale și instrumentalul sună bine, dar am simțit că mă uit la un clip în care aștept să apară negrii aia răi și ei n-o fac. Trap Army nu e o piesă autentică. Cel puțin aici Shatra Benz nu e credibilă. Păi ce înseamnă trap? Scrieți! Muzica trap s-a născut la începutul anilor 1990 și avea ca temă violența, viața de stradă, sărăcia, traficul de droguri și așa mai departe. Să fim serioși, câți români se vor regăsi în stilul ăsta al trapului
cu arme, răzbunări, droguri sau mai știu eu. Foarte puțin dacă n-aduci versurile la realitatea socială românească. Iar aia care s-ar putea regăsi sunt deja luați, sunt pe manele. Ca să fie mai clar ce încerc să spun, un exemplu de rapper autentic e Macanache, îmbrăcat în training, nunțoale șmechere, fără dinți în gură, cu medalie de gât, nu bling-blinguri, cu greșeli gramaticale, cu voce de băiețaș fără inflexiune americănești, smardoiaș, deși arată ca și cum ar fi primul care fuge de scandal, autentic. Pentru asta pun pe repeat piesa lui Macanache, Ăsta sunt eu. Eu, cum te bate Macanache, nu te bate Dumnezeu. Zile, ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Sunt un bagaboy, sunt un derbedeu. Ăsta sunt eu, ăsta sunt eu. Poliția muzicii se oprește aici. Vă mulțumesc pentru sugestiile voastre și le aștept în continuare pe pagina mea de Facebook. Eu sunt Sebastian Coțofană, voi sunteți pupați și nu uitați, tot ce cântați poate și va fi folosit împotriva voastră.